Petre Grigoraș a lăsat elevii liberi în weekend pentru a merge la familii sau la mare, pentru că nu au mai avut nicio zi liberă de la revenirea din stagiul din Austria. Jucătorii au preferat mai ales litoralul pentru weekend. Cu toții au revenit la pregătire pentru a relua antrenamentele în vederea dificilei partide la Vaslui. Meciul se anunță foarte dificil prin prisma valorii echipei moldovene, dar și pentru că pandurii nu au reușit niciodată să se impună pe terenul din Vaslui. Au și ei două zile libere ca să refacă psihic și, de ce nu, și poate și fizic, și bineînțeles vom pregăti săptămâna viitoare partida foarte, foarte grea din deplasare cu Vaslui. Pentru jocul cu FC Vaslui, pandurii ar putea avea două probleme de lot. Accidentarea lui Iulian Mamele din meciul cu Ceahlăul îl îngrijorează pe Grigoraș, fundașul suferind o comoție cerebrală și fiind scos de pe teren, și Maxima acuzat din nou probleme medicale și ar putea fi incert pentru meciul din etapa viitoare. Sper că a fost doar o comoție, a fost o lovitură, am revăzut imaginea acum imediat și într-adevăr am primit o lovitură destul de puternică, dar sper să nu fie absolut nimic grav, la fel ca și Maxim, pe care am fost forțat să-l schimb, un jucător care în timpul săptămânii nu eram 100% convins dacă va putea să evolueze, eram convins că chiar dacă va evolua nu va putea să o facă mai mult de o repriză sau 50 de minute, ceea ce s-a și întâmplat. O altă absență care tot mai afectează jocul echipei este cea lui Băcilă, jucător care se afla pe bancă la meciul cu Ceahlăul. Petre Grigoraș a explicat că a vrut doar să-l familiarizeze cu atmosfera de competiție, pentru că va mai trece timp până când acesta va putea intra cu șanse de a prinde prima etapă. Am vrut să-i dau și eu posibilitatea în această partidă să reintre în atmosfera competițională. Cred că mai trebuie ceva timp. După o accidentare atât de gravă, nu e foarte ușor să treci peste asta și să intri într-o competiție care ați văzut și dumneavoastră cât efort și câte contacte apar și nu știu dacă el este pregătit încă 100% să revină.